Bună! Sper să fie de față și persoana care mi-a cerut niște răspunsuri, pentru că, uite, în momentele astea se întâmplă ca, pe lângă problema asta cu pandemia, care este pentru toată lumea, oamenii au și alte probleme cu care se confruntă și care încearcă să le rezolve în vreun fel. Cea care m-a abordat este Mirela. Mirela este un pseudonim. Are două probleme. Spune așa: mama a fost diagnosticată cu, și spune, boala acum 6 luni. A fost ok cu analizele, au ieșit cât de cât bine. Acum o săptămână am prins-o că bea pe ascuns. Am simțit că leșin, nu are voie deloc alcool, că moare. Nu recunoaște, spune că ea nu bea. Am umblat mult cu ea prin spitale, doctori, analize, dar eu singură, doar eu singură, tata fiind plecat. Ce aș putea face? Sunt disperată că așa o voi pierde. Dragă Mirela, să știi că orice om care este dependent de alcool va spune că el nu bea sau că bea ca toată lumea, nesemnificativ, un pahar, două, care la el s-ar putea să fie, să le cam uite numărul. Este o dependență foarte grea de care se scapă, se scape cu intervenție, cu internare într-un spital specializat pentru dependenții de alcool. Există un program pe care trebuie să-l urmeze și, bineînțeles, psihoterapie. Dar, în primul rând, pentru a scăpa, e nevoie ca persoana respectivă să recunoască că are o problemă și că pur și simplu o depășește. Nu poate să o stăpânească singură această problemă și nu poate să o elimine. Fără acest mic amănunt, care este foarte mare, nu are cum să scape. Este un drum lung, se întâmplă recăderi, cunosc persoane care au urmat drumul ăsta, care au avut mai multe internări. Totul depinde de ea. Știu cum este să ai un om în vârstă, cât de cât în vârstă la tine, cred că nu este chiar atât de în vârstă, mama. Tu, din câte știu, ești foarte tânără. Dar știu cum este să încerci să salvezi pe cineva și el să nu vrea să fie salvat sau, în orice caz, să fie indiferent la ceea ce se întâmplă cu viața lui, cu calitatea vieții lui. Sau pur și simplu să creadă că mai mult de atâta nu poate să aducă în viața lui mai mult bine de atât, nu se poate. Sigur că are un motiv pentru că bea, ceva nu-i place ceea ce se întâmplă în viața ei de zi cu zi și și-a găsit acest refugiu, un fel de compensare. Partea neplăcută este că cei din jur suferă, poate mai mult decât cel în cauză. Ceea ce pot să spun e că tu nu ai cum să o salvezi. N-ai cum să o salvezi, oricât ai încerca, vei avea certuri, vei avea discuții urâte, probabil că s-ar putea să ajungi la disperare și vezi să nu te pască vreo depresie din cauza asta, dar eu zic așa, să îți iei multă, multă răbdare cu tine și încerci să primești convingerea asta că numai ea se poate salva atunci când va dori să ceară ajutor. E nevoie și de putere din partea ei ca să se țină de acel program care o ajută să scape, dar altfel nu merge. Tu nu poți să-ți iei această sarcină.
Mai mult decât atât, nu știu cât crezi tu în karmă și în destin și ce avem fiecare de dus pe pământul ăsta din momentul în care apărem, dar nu e bine să te amesteci în destinul altcuiva. Să faci atât cât poți să faci, fără a te impune și fără a forța nota. Pentru că altfel tu ți-o iei, îți încarci karma ta, cum se zice, eu cred în treaba asta și tot n-ai să o salvezi, pentru că ea va găsi alte mijloace de a se sustrage de la ceea ce vrei tu să faci cu ea. Deci nu vor fi decât nervi din partea ta, energie pierdută și lipsă de rezultate. Nu ai voie să intri în destinul al cuiva și să faci tu ordine, chiar dacă ție ți se pare că e ceva simplu și că ești chiar nu înțelegi cum de acea persoană nu vrea să-și facă bine, mai ales că tu vrei să o ajuți și că ai depus atâtea eforturi. Uite, totul a căzut pe puterile tale. Ceilalți din familie au avut treburile lor și au văzut de ale lor, deci nu ai cum să o ajuți. Încearcă să te convingi singură și să-ți vezi tu de ale tale pur și simplu, pentru că n-ai nicio șansă. Mai bine îndreaptă-ți atenția către tine și vezi ce anume te sperie. Ce anume te sperie din toată povestea asta. Ea va pleca de pe pământ în momentul în care îi se termină acel program de viață. Deci asta să-ți intre bine în minte. N-ai să o oprești tu. N-ai cum și n-ai voie și așa mai departe. Deci cred că m-ai înțeles. Deci ea va pleca atunci când va dori să plece și când și-a încheiat programul. Tu ce poți să faci este să nu s-o cicălești toată ziua, pentru că la un moment dat, uite, cred că o să-și ascundă și băutura, cred că tot o să bea pe ascuns, pentru că este supapa ei în care ea poate să-și facă, să-și aducă puțin bine, să se anestezieze, e ca un fel de drog. Și gândește-te, asta spuneam, să-ți întorci privirea către tine și să vezi ce anume te sperie. Ce înseamnă mama ta pentru tine? Îți ia din grijile tale? Este un îndrumător? Este un om care îți este necesar clipă de clipă? Am văzut și așa ceva. Sunt oameni care nu se pot descurca față de alte persoane cunoscute din familie sau prieteni sau rude sau, în orice caz, cineva apropiat. Pentru că, din câte știu eu, deci eu te știu ceva mai de mult timp, tu ești trecută de 25 de ani, te apropii de 30 sau poate chiar 30 și un pic, nu mai țin minte, dar în orice caz ești o persoană tânără, dar adultă. Deci e ceva care pe tine te sperie foarte tare, că s-ar putea să o pierzi. Să știi că noi ne ducem unul câte unul. Din momentul în care ne-am născut, avem datoria să-și plecăm de aici. Și unii o fac de foarte devreme, adică la 2-3 ani chiar te și gândești că nici n-au apucat să trăiască. Dar alții care au trăit mai mult, chiar te poți aștepta din partea lor să plece. Obișnuiește-te cu gândul că ea va pleca la un moment dat. N-are importanță când, că pleacă și din ce cauză pleacă. Pleacă din cauza băuturii, pleacă din cauza bolii pe care o are și nu o poate duce și nu îi se găsește leacul. Pleacă pur și simplu că s-a săturat să mai trăiască în felul în care trăiește și nu găsește alte mijloace de a-și schimba modul de a trăi. Deci obișnuiește-te cu gândul că o vei pierde. Vezi ce anume te sperie. Tu ești un om mare. Tu ar trebui să te descurci, indiferent că ai mamă sau că ai tată. La mine au plecat amândoi. Dar am avut cumva înțelepciunea de a mă obișnui cu ideea că vor pleca. Că se va întâmpla să plece.
M-am luptat și eu cu ultimul care a fost tata, și m-am luptat să-l țin în viață cât am putut de mult. Avea 89 de ani când a plecat. I-am promis când face 100 că îi chem televiziunea lui, îi plăcea să fie băgat în seamă. I-am promis și asta. Și să știi că a și făcut, cum se zice în românește, pe dracu în patru, numai ca să-l țin în viață. Și chiar m-aș fi ținut de cuvânt, adică nu știu cum aș fi făcut rost, dar l-aș fi adus dacă aș fi adus televiziunea dacă împlinea 100 de ani. Dar n-am reușit. N-am reușit. S-a plictisit la un moment dat. Adică eu încercam să tot găsesc niște mijloace spirituale de a-i face existența mai frumoasă. Îl învățam să mediteze, dar nu vroia, pentru că el era obișnuit cu medicamentele și avea încredere numai în medicamente, nu în chestii de-astea spirituale, nu citit cărți, că a zis că nu mai are răbdare de așa ceva. Îl învățam tot felul de tehnici de Reiki, fără chimicale și fără alte de mers la doctor și așa mai departe. Dar când a vrut el să plece și când s-a plictisit și așa, a plecat. Mi-e dor de el, sigur că da. Mi-e dor de cicăleala lui, chiar câteodată îi redusese în programul la 3 telefoane pe zi, pentru că mai am și alte treburi de făcut. Dar uite, chiar și de acele, la un moment dat s-a făcut liniște, nu mă mai suna acea persoană care ar fi vrut mai multe telefoane, numai 3 pe zi. Deci așa se întâmplă. Pleacă de lângă noi persoane dragi, persoane care poate ne-am certat, poate că na, ne-am înțeles și bine, că așa se întâmplă într-o familie, dar pleacă, ne părăsesc la un moment dat, obișnuiește de din timp. Ce te sperie? Contribuia foarte mult cu bani la întreținerea ta? Păi e cazul să treci pe picioarele tale. E cazul să te întreții singură, nu se poate altfel. Nu se poate. Ești un om mare. Nu poți conta pe buzunarul altcuiva. Uite-te ce se întâmplă în jurul nostru acum, când oamenii au avut niște mici afaceri și s-ar putea să nu le mai aibă după ce se va închide această pandemie. Pentru că, nu știu, erau niște zvonuri la televizor că până în toamnă sigur ne va ține în casă și că s-ar putea chiar 2 ani de acum încolo. Deci gândește-te ce ai putea să faci în izolare, în captivitate, cum suntem acum, atât cât putem să ieșim din casă, ieșim din casă pe diferite motive. Eu îmi fac cumpărături așa cu porția mică, ca să pot să ies mai des. Fost declarația aia, nu face un capăt de țară din tot ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că veștile, ele cu bună intenție vor să ne țină la curent, dar câteodată mai rău ne sperie. Încearcă să capeți un echilibru care să nu te dea peste cap și privește ca pe o normalitate ceea ce se întâmplă cu mama ta. N-ai cum să oprești și am să spun ceva care e de folos tuturor. Noi suferim atunci când nu ne vedem de treburile noastre. Există 3 treburi, ca să zic așa, în mare. Treaba noastră, treaba altora și treaba divinității. Atunci când noi ne-am amestecat în treaba altora și în treaba divinității, uite, divinitatea a venit cu pandemia asta și ne-a trimis-o pentru că nu suntem cuminți, n-am respectat natura, am făcut numai tâmpenii, numai prostii, suntem răi, suntem invidioși, mânioși, furioși, uite-te pe internet ce de prostii se vehiculează pe acolo. Fiecare își varsă mânia acolo, deși ar trebui să-și facă ordine în viața lui. Deci n-ai ce să cauți, să pui tu la punct treaba divinității, că mai dă cât un cutremur, că stai în furii, să te răzvrătești. N-ai dreptul să te bagi în treaba celor de lângă tine, chiar dacă iubești și chiar dacă tu vezi unde greșesc și tu ai putea să le dai niște sfaturi ca să-i scoți din problemele alea. Nu te băga acolo, ai să suferi ca un câine, cum se zice, și n-ai să reușești să faci ordine în viața lor. Deci, alea două ți aduc numai suferință. Vezi de treaba ta, acolo ai cele mai bune rezultate, dar ai să observi că e foarte greu de făcut ordine chiar și în viața ta. Încerci tu să faci ordine în viața altora, dar ție îți va fi greu să faci ordine în viața ta, pentru că știi cum e, mai ușor vezi ce se întâmplă la vecinul
ce lipsuri are decât să-ți vezi lipsurile tale. Noi ne e cam greu să vedem ce am putea să dregem în viața noastră. Dacă am fi atenți, am reușit. Asta este cu mama. Problema a doua este pe iubire, pe emoții, pe relație. Spui așa, am o relație de aproape 2 ani cu un băiat. Pentru el am renunțat la o altă relație de 10 ani. Am o problemă, mama lui cred că vorbește cu fosta, cu fosta actualului tău prieten, partener, cum vrei să-i zici. Iar această fată, adică fosta lui, dă mereu ador la comentariile cu poze la toată familia lui. Mă simt așa ca a 30-a roată la căruță, mai ales că pe Facebook vede toată lumea. Și sunt sigură că deși partenerul stă la mine și am făcut totul pentru el, pentru că a avut o problemă de sănătate, din câte înțeleg, mama lui ține legătura cu fosta, pentru că partenerul tău a blocat-o pe telefonul mamei, pe fosta. Și ai văzut că iară o are printre prieteni. Deci un fel de... Tu ești un fel de Sherlock Holmes. Acum o urmărești pe maică sa, îl urmărești pe el, o urmărești pe prietena lui și îți spui așa, cum să acționezi în această situație? Adică eu am făcut atâtea sacrificii și ce sunt? A doua roată la căruță? Oare să-i scriu eu la acea fată? I-am mai scris odată și pe el l-a blocat, dar văd că nu încetează, deși nu mai e cu el de 5 ani. Adică eu, după o relație de 10 ani, din respect pentru el, nu mai țin legătura cu fostul și eu sufăr degeaba acum. Ajutați-mă cu un sfat. Acum am să spun așa, zici, am renunțat la o relație de 10 ani. Păi, dragă Mirela, tu n-ai făcut niciun sacrificiu. Ai făcut o alegere. Deci tu cu treaba asta nu poți să opui faptul că ai renunțat la o relație de 10 ani. Da, e mult 10 ani dacă stai să te gândești. Aproape că este ca și o căsătorie, aproape este că poți să zici că e o relație serioasă, dar vreau să spun că ai făcut o alegere pentru că probabil relația aia de 10 ani era o relație care nu mergea. Probabil că actualul tău partener, în momentul când l-ai cunoscut, se purta frumos cu tine și ai avut toate motivele ca să renunți la acea relație de 10 ani. Deci nu poți să spui că tu te-ai sacrificat renunțând la acea relație. Hai să fim serioși, intră puțin în interiorul tău și fii sinceră cu tine. Vezi cum a mers relația aia, vezi cât de mult îți pria viața în relația aia, ce ți aducea bun, că dacă ți-ar fi adus ceva bun, n-ai fi plecat de acolo, spun eu sigur că n-ai fi plecat. Această fată dă mereu ador la pozele la toată familia lui. Păi e liberă să dea ador. Vreau să spun că mi-a venit odată o clientă în cabinet și mi-a zis așa că tot așa era foarte geloasă pe fosta relație a partenerului actual și spunea că face ea ceva să o elimine, că se duce și trage o mamă de bătaie sau nu știu ce, îi trecea prin minte tot felul de lucruri de genul ăsta. Dar i-am spus ok, să zicem că o sperii pe fata asta. O sperie, o bagi în speriet și nu mai are de-a face cu iubitul tău, ceea ce mă îndoiesc. Femeile sunt foarte dificile și câteodată vor să șicaneze, chiar dacă ele nu mai au nimic cu fostul iubit care și-a găsit pe altcineva, încearcă să o șicaneze pe actuala ca să nu-i meargă nici ei bine. Și chiar dacă nu mai poate să-l întoarcă înapoi, mai bagă niște strâmbe, își găsesc, nu știu, își găsesc o satisfacție din toată chestia asta.
Da, să zicem că ai băga-o în sperieți, dar ce te faci dacă el începe să flirteze cu alta? Că joaca asta de a ne face ochi dulci e foarte plăcută și e distractivă. Nu că ar face ceva. Dar uite așa, dacă tot e necăsătorit cu tine, ce îl reține? Că doar nu e bătută în cuie relația și nu i-ai pus nicio condiție să nu se uite după nimeni sau să glumească cu cineva. Și atunci ce faci? Nu le poți extermina pe toate, nu le poți speria, nu le poți bate pe toate, nu le poți amenința pe toate. Și dacă stai să te gândești, aici nu este problema lui sau a lor care mai dau târcoale și care îți fac ție zile fripte pentru că le dai voie să-ți facă zile fripte. Adică tu intri în jocul ăsta în care pur și simplu te gândești că ești o nepăstuită. Uite, ești a 30-a roată la căruță. Așa crezi tu despre tine. Pentru că așa vrei tu să fii. Pentru că dacă ar fi ceva care nu ți-ar conveni în toată povestea asta, pur și simplu ai zice, băi, eu m-am săturat, mă simt așa că am tracasat în relația asta. Vezi dacă el are vreo vină în tot ce se întâmplă și în tot ce te șicanează pe tine și în tot ce te deranjează pe tine. Poate că el nu are nicio vină, poate că toate astea sunt pur și simplu rodul imaginației tale. Poate că tu poți să interzici ei să vorbească cu părinții lui sau cu rudele lui sau să se înțeleagă bine, să fie prieteni virtuali, să dea like-uri. Doamne ferește, păi toată lumea dă like la toată lumea. Așa, de chichi. Să-l facă pe ăla să se simtă bine. Nu că i-ar fi plăcut neapărat persoana respectivă. Îi place ce postează sau poate nici măcar nu-i place ce postează. E o chestie de drăgălășenie să trimiți inimioare, să trimiți like-uri. Nu e nimic nociv. Dacă tu o interpretezi asta ca pe ceva care vrea să se reînnoade din cauza ei, atunci e veninul tău. Este ceea ce vrei tu să crezi. Dar gândește-te că, iarăși spun, ceea ce ți-am spus mai devreme, deja tu suferi pentru că te-ai băgat în treaba altora. Tu n-ai treabă cu fata asta. Nu-i poți interzice nimic. Poate să iubească pe oricine, poate să-l iubească și pe el. Atâta timp cât el nu intră în jocul ei și nu se întoarce la ea, se poate întâmpla și asta. Ce ai să faci? Ce ai să faci? Începi să urli și să intri în depresie din cauza asta? Înseamnă că n-ai ales bine. Înseamnă că în momentul când ai făcut alegerea între tine, între el și celălalt care a fost înainte, n-ai stat foarte mult să-l cântărești și, din câte înțeleg eu, cam ai sărit dintr-o barcă în alta. Adică a fost foarte rapidă trecerea, nici n-ai avut timp să-l cântărești. Toate iubirile sunt frumoase la început, toate sunt roz, sunt parfumate. Ce să spun? E o lecție și pentru tine. Deci nu te băga acolo, că acolo e multă suferință. Nu te apuca să-i scrii că te faci de râs. Asta știi ce înseamnă? Foarte multă nesiguranță din partea ta. Tu crezi că nu ai suficientă valoare, îi arăți ei că ți este frică, ceea ce pe ea o să o încânte la nebunie și o să zică, ha, am reușit să o sperii. Chiar dacă nu se întoarce el la ea, are și ea o satisfacție. Nu știu dacă e chiar așa de grozavă. Deci, mare atenție, dacă pentru tine este o mare suferință, dacă tu crezi că el face ceva care ție nu-ți place, deci tu poți lui cel mult să-i atragi atenția și să-i spui, uite, nu-mi place că încurajezi pe fosta ta parteneră și ea tot vă dă târcoale, când rudelor tale, când ție, mai cu like-uri, mai cu, eu știu, ce mai cere ea pe acolo. Deci lui poți să-i ceri așa ceva. Dar fii atentă că să fie o treabă adevărată. Pentru că dacă tu inventezi, adică imaginația ta și sufletul tău care este acum răvășit și atacat și în suferință, s-ar putea ca ție să ți se pară că e o tragedie, că se dă asalt la
la proprietatea ta, care este de fapt actualul tău partener, nu-ți dă nimeni niciun fel de asalt. Pur și simplu, dacă el este disponibil, înseamnă că el nu ține la relația voastră și nu ține la tine. Și atunci tu ești lămurită și n-ai ce să-i faci. Dragoste cu sila nu se poate, știi că asta este o vorbă veche din bătrân. Iar dacă i-ai explicat, dar trebuie să-i explici frumos, nu ca și cum el ar fi proprietatea ta. Pentru că nu este, nici dacă ar fi partenerul tău cu hârtie, cu căsătorie, nici atunci n-ai voie să-i stabilești lui ce trebuie să facă și ce nu. Poți să-i spui că dacă vezi că dă importanță mai mare altei persoane, tu închei, pui punct la relație și cam atât. Acum, vreau să spun așa, din puținul pe care l-am aflat din această poveste, părerea mea este că nu știu cât sila sau cât ai ținut la acești doi parteneri. Nu știu cât de mult i-ai apreciat ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat cu cel cu care ai stat 10 ani. Revin, gândește-te ce s-a întâmplat în acea relație, cât de bine ți-a fost în acea relație. Pentru că eu am impresia că de repede ai sărit în următoarea barcă, adică cea cu actualul partener, eu am impresia că tu îți dorești o relație. Deci tu nu ești lămurită dacă partenerul pe care pui tu ochii este în stare să aibă o relație serioasă cu tine așa cum îți dorești tu. Poate că la început, înainte de a intra prea adânc într-o relație, ar fi bine să discutați, să ai o discuție deschisă cu acel viitor partener. Nu știu dacă vei rămâne cu acesta sau vei trece la un altul, dar e bine să ai o discuție deschisă și să-i spui cam cum vezi tu o relație funcțională din punctul tău de vedere. Și acolo să spui exact tot ce te-ar deranja, tot ce-ți place și așa mai departe. Deci absolut tot. Pune pe hârtie dacă altfel nu poți, dacă nu poți să le ții minte. Fără acest angajament, deci el ia la cunoștință, poate că o să zici sau alții o să zică, dar e cam urât așa să spui de la început. Ba nu, e o discuție, decât să discuți despre vreme și despre filme și nu știu mai ce, discută o treabă foarte serioasă. Uite, văd că relația noastră avansează și mie îmi place foarte mult de tine. Dar aș vrea să spun ceva, pentru că nu știu dacă noi, valorile noastre se potrivesc. Și atunci, decât să facem pași în interiorul acestei relații, pe care nu știm cum va funcționa, nici tu nu știi, nici eu nu știu, hai să stabilim niște lucruri care ne plac și care nu ne plac, care sub nicio formă n-am agrea într-o relație. Și atunci spui absolut tot, spune ce vrei, că dacă vrei o simplă aventură, sunt foarte mulți doritori în jurul nostru, bărbați care își doresc aventuri, slavă cerului, și eu la vârsta mea am fost abordată, așa că trec peste vârstă, trec peste felul cum arăți, nici nu-i mai interesează. Ei au niște nevoi pe care vor să și le rezolve. Așa că, dragă, vorbește de la bun început, pentru că dacă tu îi spui absolut ce este pe sufletelul tău, când va călca strâmb, va ști cum o face și cu ce risc o face și că te pierde. Dar e bine, e bine să-l înștiințezi. Neapărat, neapărat vorbiți. Nici acum nu este târziu. Dar fă o departajare între ceea ce ți se pare ție și ceea ce este cu adevărat. Am impresia că îți faci sânge rău nu știu, faci un fel de telenovelă în interiorul tău pe care o știi numai tu. Și pe lângă problema cu mama, care iarăși este o altă poveste pe care ți-o spui tu și te îngrozești numai gândindu-te că s-ar putea să o pierzi și scoateți din minte toate lucrurile astea care te stresează și care te stresează absolut de pomană. Ce ai putea tu să faci pentru tine? Îndreaptă-ți atenția către tine. Ce ai putea tu să faci ca să nu mai fii atât de dependentă de o relație cu orice preț, nu cu orice preț, o relație cu orice preț
Asta înseamnă să suporți foarte multe. Să suporți și jigniri, să suporți poate și bătăi și așa mai departe. Gândește-te dacă tu tot lași de la tine, cu ce te alegi din toate astea? Dacă ai să consider că mai ai niște amănunte, o să revii și să mă întrebi și mai ținem o mică emisiune și mai te lămuresc cum vrei tu, da? Și toți, uite, văd aici am avut câteva persoane care au stat și au urmărit și mulțumesc. Uite, Nea, Ion Dragoș, Oana Păvu, Maria Geta, Maria Matias, Danachița. Le mulțumesc tuturor că au fost și au avut răbdare să mă asculte. Eu acum o să stau puțin și o să prelucrez această înregistrare și o să pun pe canalul meu de YouTube. Deci o puteți reurmări acolo dacă vi s-a părut interesantă. O să o distribui tuturor abonaților mei. Deci dacă nu sunteți abonați, puteți să vă înregistrați la una din adresele mele psihologdesuflet.ro sau magdalenaciucă.ro, bineînțeles cu www. Așa, le găsiți și pe canalul meu de YouTube, găsiți și adresele mele de e-mail la care puteți să-mi puneți întrebări și eu vă voi răspunde în mod gratuit, așa cum am făcut-o și astăzi. Mă găsiți. Eu de obicei anunț pe toată lumea care este abonat la site-ul meu, la unul din cele două site-uri. Anunț în momentul când am o nouă înregistrare pusă pe canalul de YouTube. Mă găsiți și pe Deschideți Sufletul. Da. Și cam atât pentru ziua de astăzi. Eu vă doresc o ședere plăcută prin casă și pe afară cât se poate, atâta cât vi se dă voie. Și să ieșim sănătoși din această încercare care este acum. Nu e nicio problemă, stați liniștiți, luați-o ca pe o simplă gripă și atât. Sigur, cu măsurile de precauție care ne sunt impuse. Vă îmbrățișez pe toți cu drag și vă doresc o zi bună. La revedere!